E tot pădurea. Și pădure. Bună seara, domnilor și domnilor. Îmi cer scuze pentru asta. Am intrat în direct puțin mai repede decât mă așteptam. Dar trebuie să ne obișnuim și cu astfel de lucruri. Invitații mei din această seară trebuiau să fie doi, din păcate nu am decât un singur invitat și o să explic puțin mai târziu de ce nu am putut veni și celălalt invitat, dar am să fiu prezit pe primul și singurul, de altfel, invitat al meu, de acum fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Mustățea. Bună seara, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Da. Cel de-al doilea invitat al meu era actualul președinte, domnul Mina. Chiar astăzi am reluat o discuție cu dumnealui și l-am invitat să participe la această dezbatere, îi spun eu. Și-a cerut scuze că nu poate să vină în fața dumneavoastră, dar a intervenit o problemă personală și nu a putut să vină. Nu datorită faptului că nu ar fi vrut să discute cu domnul Mustățea, dar împotrivă. Chiar ar fi vrut să stea de vorbă cu domnul Mustățea, pentru că, din câte spunea dumnealui cel puțin, nu îl acuză de nimic, ba din contră, dumnealui dorește să clarifice o serie de lucruri pe care le-a descoperit și vrea să știe, printre altele, și de ce nu s-au rezolvat problemele pe care le-a găsit dumnealui la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean. Dar despre aceste lucruri și despre multe alte lucruri vom discuta cu invitatul meu din această seară. Domnule președinte, așa, ca de încălzire, cum fac sportivii, dumneavoastră a spus și sportiv în tinerețe, din câte știu eu. Sunteți mulțumit de activitatea dumneavoastră în cadrul Consiliului Județean în timpul mandatului pe care l-ați avut? Mulțumit 100%, niciodată, și nimeni nu poate fi, pentru că atunci când îți propui multe proiecte, proiecte generoase pentru concetățenii tăi, nu întotdeauna realizarea lor depinde numai de tine. Sunt o multitudine de factori care influențează punerea acestora în executare și realizarea acestora. În mare pot să spun că sunt mulțumit, bineînțeles cu un singur regret, că procedurile, asta e legea achizițiilor publice, mi-a dat un constructor care, din punctul meu de vedere, a fost un criminal la drumurile, la două drumuri județene, la DJ 603 și la drumul județean 504. Constructor care, din punctul meu de vedere, cu rea credință, nu și-a realizat atribuțiile stabilite prin contract și, ca atare, așa cum am spus și în cadrul unei ședințe de Consiliu Județean, i-am făcut plângere penală. În rest, mai am regretul că două proiecte mari pe care le-am, de fapt trei, pe care le-am făcut în 2015, le-am aprobat în bugetul pe 2015, au întârziat realizarea lor, datorită faptului că procedurile de licitație au fost greoaie. Mă refer aici la Teatrul Valah. Gândiți-vă că am aprobat bugetul în februarie și toată procedura de elaborare a proiectului și, pe urmă, licitația a durat până în decembrie. Da. Bineînțeles că în ianuarie nu s-a putut lucra și din acest motiv a trebuit să stăm. Eu aș fi vrut să stabilesc un termen de realizare până în luna iunie, cel târziu. Dar datorită acestor proceduri impuse de legea licitațiilor, s-a întârziat și va fi terminat în vara aceasta și teatru. Aceeași problemă este și la bibliotecă, la clădirea bibliotecii, fostă bancă națională, după strada Ștefan cel Mare, unde se lucrează și acolo. Sper că în septembrie-octombrie să se termine și reabilitarea acelei clădiri, pentru că, dacă bine știți, la un moment dat era chiar un pericol public. A trebuit să facă niște schele și să facă o protecție pentru cei care veneau la sală să ia cărți sau să studieze, să nu se întâmple un accident.
acum se lucrează și acolo. Și bineînțeles am regretul că nu s-au terminat în timpul mandatului meu lucrările la spital, dar ele în câteva zile vor fi gata. Și sper să nu se întâmple, sper să nu se numai o clipă, sper să nu se întâmple același lucru ca la căminul de bătrân de la Uncești din comuna Stănești, care a fost pus zilele trecute, s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor, un cămin de bătrâni la exigențe europene realizat, tot pe fonduri europene, și nici cel puțin a fost convocat o televiziune, un ziar, nu s-a făcut niciun fel de mediatizare a acestui proiect. Nimeni din cadrul Consiliului Județean a participat la această acțiune, care zic că este un obiectiv realizat și benefic pentru județul nostru. Domnule președinte, în timpul mandatului dumneavoastră, aveți un proiect pe care să-l luați de la început și să-l lăsați terminat, care să știe oamenii? Dar sunt foarte multe. Care? Spuneți unul care l-ați inițiat dumneavoastră și s-a terminat. Păi chiar ăsta care vi l-am spus mai devreme. Da? Da. Acum să facem o precizare. În momentul în care am venit eu în anul 2012 președinte la Consiliul Județean, nu se mai puteau depune proiecte pe fonduri europene. Sesiunea se închisese la 31 decembrie 2008. Da? Da. Mai departe, urmează să depunem acum în sesiunea care e 2014-2020. Au apărut ghidurile acum cât puțin timp pentru următoarea sesiune de depunere a acestor proiecte. Dar cu toate acestea, noi am accesat peste 30 de milioane de euro fonduri europene în această perioadă. Și pot să vă arăt contacte de mine, ambulatorul de la Vadulat, acest proiect care l-am făcut la Oncești, am cele două drumuri, 603 și 504. Ele au fost depuse în 2008. Deci aici, și la 411, și la 603, și la 4, și la 504, să știți că documentațiile au început să fie elaborate de pe timpul domnului Băiangiu. S-au finalizat când a venit domnul Băianu, au fost depuse în 2008, da, așa, și pe ore dintre ele am preluat eu. Foarte greu. Foarte greu. Și vreau să vă spun că extraordinar de multe probleme generate de proiectare. Numai atât vă spun, la drumul DG603, la podul peste drumul Obald acolo, la Naipu, am avut surpriza să nu avem în proiect grinzile pe care să stea podul. Trebuia să stea în levitație, în aer. Da. Multe proiecte, multe probleme la toate proiectele, multe probleme au fost generate de proiectare. Pentru că ghidurile vin târziu, cum a fost și acum, te grăbești să faci un proiect, nu ai timp, în mod normal, să elaborezi un proiect cum scrie la carte, trebuie să-l dai la elaborare și până la finalizarea lui trebuie să iacă cel puțin un an jumate. Da? În situația asta au fost nu numai Giurgiu, au fost toate autoritățile locale din țara asta. 603 și 504 n-au fost finanțate în 2008, erau pe lista de așteptare și datorită demersurilor mele pe care le-am făcut, la 603 la nivel național și la 504 atât la nivel național cât și la partenerii noștri bulgari, am reușit să le finanțez. Adică, să mai explic încă o dată, ca să fie foarte clar. Am o rugăminte la dumneavoastră. V-am urmărit emisiunea de data trecută, da, la care ați participat alături de colegul meu. Și știți ceva? Am o rugăminte. Deci nu vreau decât să spun un singur lucru. Nu, un singur lucru vă rog eu. Vă rog. Să evitați termenii tehnici. Dumneavoastră aveți, oamenii trebuie să înțeleagă mai simplu, nu tot ce oamenii mai simplu este așa. Așa. Cât în regiunea Sud-Muntenia, unde suntem 7 județe. Da. Și Giurgiu e pe ultimul, penultimul loc? Nu, să știți că la accesare fondurilor europene, Giurgiu este chiar între primele județe pe țară. Da. Da. Giurgiu este în ultimele județe la ceea ce înseamnă nivel de trai. Este al treilea din coadă. Mai e Botoșaniu și Vrancea sub noi. Sau Vaslui, unul din astea, două din Moldova. Da, aici este problema. Noi nu avem locuri de muncă. Sectorul cel mai bine reprezentat la locuri de muncă este sectorul bugetar. Și când li s-a aprobat contactele de finanțare, s-a aprobat o sumă X. Când s-a făcut licitația, în urma oricărei licitații,
contractele se obțin cu o sumă mai mică decât cea, suma estimată care se scoate la licitație. Și atunci, eu am adunat toate aceste resturi, diferențe de contracte pe zona Sud-Muntenia, corecțiile care s-au acordat în cadrul proiectelor pe programul operațional regional, deci trebuie să folosesc un termen tehnic, așa se numește program, n-ai ce să faci, da? Și mi-am dat seama că pot să finanțez DG 603. Atunci am plecat pe la... Datele astea le-am obținut de la minister în urma unei analize, am plecat la fiecare președinte Consiliului Județean și i-am rugat și au disponibilizat acele sume ca să le utilizăm noi. Și la aceste patru a fost tot la fel. Decât că aici a trebuit să... a fost o procedură mai grea, că trebuia să avem și acceptul partenerului din Bulgaria. De la accesarea fondurilor, știam că există un risc să nu se termine, pentru că aceste contracte nu au fost încheiate în 2008. Dar am zis așa, chiar dacă nu-l terminăm, de exemplu, DG 504, da. El costă 5 milioane de euro. Am făcut lucrări de 5 milioane, de 4 milioane. Chiar dacă noi trebuie să punem 1 milion, dacă câștigăm 4. Nu cheltuim noi 5 milioane de euro. 5 milioane, da? Bun, și plecând de la această premisă, mi-am asumat acest risc. Da? Ceea ce îi mulțumesc lui Dumnezeu este că m-a ajutat. Dar nu există, că se tot vorbește în termen, că riscăm să plătim întreaga sumă. Deci riscăm să plătim întreaga sumă dacă actuala conducere a Consiliului Județean nu termină proiectele în termenele pe care le-am obținut eu. De exemplu, la 411, care este un contract încheiat de pe timpul domnului Leanu, 2011. Și unde problemele au început din momentul în care acolo e o asociere de firme, și nu dau aici numele de firme pentru că nu vreau să fac niciun fel de... Am înțeles. Nici pozitivă, nici negativă, ziceți, promovare. Din momentul în care a intrat liderul asocierii în insolvență, au început problemele. Nu e nici vina mea, nu e vina nimănui. Da? Ce trebuie să vă mai spun? Că și la 603 există dispoziție prin care domnul Marciu răspundea de lucrări. La 504 există dispoziție care împuterice pe domnul Gavrilă să răspunde de lucrări acolo. Făceam analize în fiecare zi. Da? Deci asta a fost. Și nu era punctul de vedere, că nu era mai bine să nu accesăm aceste fonduri. Da? Acum, la 411 termen avem 31 decembrie 2017 și la 603 avem termen 31 decembrie 2018. Unde vom plăti numai diferența lucrărilor care sunt și care nu sunt sumele alea enorme care tot da, majoritatea lucrărilor din realitate. Ce vreau să vă spun? Că toate lucrările, inclusiv 504, sunt finanțate din și nu au nicio problemă de finanțare. Apropo, deci ca să se înțeleagă, edificați-mă. Pe bugetul pe 2016 sunt prinse toate fondurile necesare executării acestor. Lămuriți-mă cu o problemă. Am primit o informație conform cărea dumneavoastră de la Ministerul Dezvoltării ar fi beneficiat de o repartizare sau ar fi trebuit să primiți niște sume de bani pentru reabilitare, modernizarea 11 DJ-uri. Dumneavoastră ați făcut documentații și ați trimis mai departe către Ministerul Dezvoltării numai pentru 5 DJ-uri din cele 11, pentru care ați obținut finanțare. Dar nu s-a făcut nimic. Cât e adevărat și cât nu e adevărat. Deci, iar eu nici nu înțeleg ce se urmărește. Că dacă cineva vine cu un alt program, cu idei noi, nici nu trebuie să-l intereseze dacă eu am făcut sau nu am făcut. Dar vă spun și despre ce este vorba. Când am venit aici, eu am găsit mai multe contracte. În primul rând, n-am găsit niciun contract semnat pe un an de zile. Am găsit numai contracte semnate pe minim 4 ani. La drumuri am găsit 2 contracte semnate de vechea conducere până în 2020. Unde toate drumurile erau băgate în acest fără să aibă sursă de finanțare. La licitație făcută. Păi fără sursă? Fără sursă. Da? Fără sursă, făcută din burtă, că era făcut pe multianual, băgat pe 3 ani, n-a avut niciun fel de finanțare. Când am venit, cele două contracte le-am introdus pe Ministerul Dezvoltării. Era normal să luăm, să atragem
cât mai multe fonduri la Consiliu. Acum, în aceste drumuri, erau trei categorii de drumuri, de contracte, să le zic așa. Contracte, unu, contracte aberante. Unde, cavaloare. Cavaloare. De exemplu, drumul 412 de la Prundul la Culibaș avea un contract stabilit o valoare de 25 de miliarde pe kilometru. La data respectivă în euro este aproximativ 700 de mii de euro pe kilometru. Pentru a să vă dați seama că făceam drum național, nu drum național, făceam autostradă acolo. Autostrada e un milion. Un milion, aproape. Aproape, dar drum rapid făceam, da? Cu patru benzi. În condițiile în care și astăzi normativul de cost, Ministerul de Dezvoltare nu îți dă bani aiurea, ci nici Ministerul Finanțelor, se bază unor normative de cost, da? Este și acum, astăzi, este de 9 miliarde 300. Deci nu putem să finanțez... Mă lasă să termin ideile și mă întrebați. Am înțeles, hai, spune. În acea situație este și drumul care pleacă de la Porintin de Al, se duce până la Mârșa, care trece pe la Domnul Bădălău, da? Decât că acolo era 15 miliarde pe kilometru. Deci, credeți-mă că în aceste condiții eu am solicitat constructorilor să facem un act adițional, să ajungem la niște cifre rezonabile. Nu, vrut, asta a fost. A doua categorie de drumuri. Drumuri care nu au intrat în niciun fel de prioritate. Erau drumuri pe câmp, domne. Drumuri pe câmp. Păi cum să mă apuc să fac drumuri pe câmp când eu nu le am pe alea care leagă centru importante din județul Giurgiu? Da? Și asta a fost a doua. Și a treia, drumuri pe care le-am și finanțat. Au fost corecte, contracte corecte, în regulă. Da? Acum, haideți să vă spun un lucru. Pe mie îmi venea pe tot județul 100 de miliarde, inclusiv cu comunele. Da? Păi în aceste condiții, eu nu puteam să dau banii la 412, să fac 4 km din 100 de miliarde și să nu ia mai nicio comună, niciun leu. Și niciun alt drum. Și pe urmă să mai vină și curtea de conturi să mai ia la întrebări. Mă înțelegeți sau nu mă înțelegeți? Da? Telespectatorii trebuie să vă în această situație, se repartizau banii proporțional pentru Consiliul Județean și pentru comune. Și am finanțat din banii care aveam drumurile cele mai importante. Da? Și pot să vă duc să le vedeți. De la 401, drumul de la Bucșani, da? Drumul de la Roata, 611, și mai departe. Care le-a spus noastră, 5. Da? Aici este problema. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat și a fost o colaborare foarte bună cu Ministerul Dezvoltării până când PNL-ul a fost scos de la guvernare. Din momentul în care PNL a fost scos de la guvernare, a schimbat legislația complet, ministerul, și dacă până atunci propunerile trebuiau făcute prin președintele Consiliului Județean, prin Consiliul Județean, de data asta le făcea direct ministerul la propunerile venite de la comune, orașe și județe. Deci se cam politizase toată. Treaba urma o alegeri. Și s-a întâmplat și, ce știți și dumneavoastră, la alegerile din europarlamentare, am fost singurul județ unde ordinul a aprobat și nu a fost publicat, pentru că a trebuit ca primarii noștri să demonstreze că se țin de cuvânt, după ce au negociat cu PSD-iști. În toamnă, în septembrie, a fost emisă și adoptată ordonanța 55. Eu n-am trecut la PSD cu ordonanța 55, da? Caz în care n-am mai primit bani. Pentru Consiliul Județean n-am mai primit nimic. Și s-a închis cercul. Ce este? Da? Că la un moment dat venea primar la mine, șeful, să nu fii supărat pe noi, că noi i-am plecat la PSD pentru binele comunității. Și atunci... justificat. Cum? Cât te interesează... Și atunci eu i-am zis unui primar foarte inteligent și cu pregătire, zic, nu primar, spuneți-le altora. Păi după raționamentul dumneavoastră înseamnă că toate comunele, orașele și județele din România asta, când se schimbă guvernul, să trecem toți în corpore la partidul de la guvernare. Da? Se schimbă guvernul, iar trecem în corpore la celălalt partid. Sau mai bine nici mai facem alegeri în situația asta. Toți primarii, toți președinții Consiliului Județene sunt de la partidul care câștigă alegerile. Și clară treaba. Care face guvernul.
Deci, ia veranda, da? Păi, păi, domn președinte, în condițiile date nu se mai putea ține de cuvânt guvernul, nu-și mai putea onora promisiunile, dacă toată lumea se ducea către guvernul ăla, pe care să-l satisfacă, da, mai repede. Și zic că, în concluzie, dacă eu n-am fost migrator politic și nu am plecat la PSD și voi ați plecat să reprezentați interesul comunității, înseamnă că eu am trădat comunitatea? Că nu m-am dus la PSD? Iar este aberant. De ce? În acestea, astea sunt ecuațiile în care domnul Marciu n-avea decât o singură treabă. Să se ducă la Ministerul Dezvoltării cu tot felul de să sprijine primari. Eu mă duceam acolo, când mă duceam acolo să discut, da, se poate așa, și nu făceau nimic. Înțelegeți? Dar era bine primit, domnul președinte. Da, primit, eram primit, că eram președinte de Consiliul Județean. Da? Mi se spunea, se rezolvă, da? Domnul, dar în fapt ce... nu se făceau nimic. Și ce credeți? Că după ce s-a pus guvernul tehnocrat, s-a schimbat ceva? Păi înșelați. Pentru că, uitați-vă, sunt câțiva miniștri care toată lumea știe că au fost PSD-iști. Da? Ce, ministrul dezvoltării, domnul Dâncu, nu se știe că a fost demnitar la nivel înalt al PSD-ului? Nu se știe. Atunci despre ce vorbim? Da. Deci tot ei au condus și acolo. Uitați-vă dumneavoastră la un singur lucru. Vedeți că este publicat în... Și atunci pe ce ne îndreptăm, domnul președinte? Dacă lucrurile merg în felul în care merg. Și eu nu am de ce să nu vă cred pe dumneavoastră, pentru că... Eu ce pot să vă spun, pot să vă documentez cu acte. Nu, dar ce se întâmplă? Ce facem în condițiile date? Uitați-vă, haideți să luăm, luați alegerile din 2016, da? Da. Și mergem și vă arăt localități unde s-a asfaltat în ziua alegerilor. Păi, domnule, nu vă supărați pe mine. Primarul de la Săbărei nu face parte din județul Giurgiu. Păi și în județul Giurgiu la... nu s-a asfaltat în ziua alegerilor. Păi de județul Giurgiu vorbesc, domnule. De oraș. Păi și în oraș tot la fel. Dar unde era primarul? Primarul, ca să scape de prigoană, n-a trecut și el, că era marele primar independent. A demonetizat ideea de independent, domnul Barbu. A trecut și el la PSD. De ce ceilalți primari care nu erau la PSD? Cosoba, Săbăreni, Frătești, nu știu, Bolintin Deal, care mi-aduc acum aminte de ei. De ce n-au beneficiat de acel? Lasă-mă pe mine la Consiliul Județean. Aveau ei ceva, cum au și acum cu mine. Da? Dar primarul ea cu ce-a greșit? Cetățenii aia de acolo cu ce-a greșit? La Daia, același lucru. Dacă mă întrebați pe mine, chiar mă lăsați fără replică, pentru că mi-e greu să înțeleg politica. Scuzați-mi tonul, dar ați reușit să mă... Nicio problemă, ba chiar mai bine, că acum oamenii chiar reușesc să vă cunoască mai bine, să vă simtă temperamentul. Știți ce... Până când, știți ce este aberant? Că eu, care totdeauna am reprezentat... Vorbind de aberații, domnul președinte. Doctrina de dreapta, mi se reproșează acum că am dat sprijin oamenilor săraci. Lasă-mă puțin că ajungem și... Doamne... Mă uitam la o emisiune la televizor și norvegienii, ce nenorociți și nervogini ăștia. Știți că e autostrăzi din alea cam palmă, largi, mari, frumoase. O să acum vor să facă autostrăzi rapide pe sub ocean. Ăștia sunt nebun, domn. Noi am terminat și noi 5 km de autostradă și ne-am dus să tăiem pambric. Noi facem în așa fel încât prețul de cost la asfaltare să fie mai scump decât în țările dezvoltate, dar de mai proastă calitate. Îl facem acum și peste un an venim și astupăm gropile. Ce se întâmplă în țara asta? Cine conduce țara asta, domnul președinte? Vă întreb foarte serios. Să știți că oamenii... În momentul ăsta, guvernul este format din tehnocrați. Domnul președinte, s-au succedat atâtea guverne în 26 de ani. Dar trebuie să faceți o singură, așa, o precizare. Haideți, că în acești 26 de ani de la Revoluție, da, singura perioadă în care România a putut să spună că se mai apropiau puțin de Occident, de nivelul de trai din Occident, a fost perioada domnului Tăriceanu. 2005-2008. Eu unul nu contest ce spuneți dumneavoastră, pentru că am fost în Giurgiu, am trăit aici, păi, și adevăr. Dar toată România nu poate să conteste lucrul ăsta. Dar, atunci, credeți-mă,
era acuzat domnul Tericianu chiar în ședințele noastre, în delegațiile permanente, de către PNL, că mărește salariile și pensiile. Și a dat un răspuns extraordinar. Noi, liberalii, facem, tezaurizăm valoare. Pentru cine? Păi dacă nu o dăm la oameni, ce să facem cu ea? Cui o dăm? Și la ce mă gândeam acum? Nu, și știi ceva? România... Cu asta le-a închis gura la toți. Da, că zicea, nu, că noi suntem de stânga. Păi nu înțelegi că atunci când faci niște acțiuni normale, la noi nici totul stânga, merge cu susul în jos, invers. Păi era pe timpul ăla la altul. Să vă spun ceva. Socialdemocrații care ar trebui să se ocupe de problemele sociale și să-i ajute pe cei săraci, sunt cei care sunt împotriva oamenilor care sunt defavorizați. Și vă dau ca exemplu, că ați citit presa, și colegii dumneavoastră de partid, domnul Scalu Ionesc și domnul Toma Petcu, și-au arătat dezaprobarea față de felul cum gândește, cel puțin domn primar deocamdată, legat de desființarea cantinei de ajutor social. Eu nu cred că un social-democrat, cum se pretinde a fi domnul primar Barbu, poate să lase niște copii, 200 de copii aproape am înțeles, fără să aibă ce să mănânce. Trebuie să fiți de acord cu mine că părinții nu ne alegem, da? Corect. Dom'le, domnul Barbu poate de bune credințe zice așa, dom'le, omul ăla stă acasă și iaptă muncă, să ducă, dom'le, să muncească în parcuri, că nu-i mai, nu știu de ce, probabil să nu-i mai plătească pe cei care trebuie să ocupe de întreținerea parcurilor și chiar domnul primar a... Domnul, dumneavoastră chiar nu înțelege. Ce să înțeleg? De ce e mare scandal acum Consiliul Județean? De ce, domnul, și sunt acuzat că am dat sprijine financiare și nici nu cum să facă pe cele atacate de prefect să nu le mai dea deloc? De ce domnul Barbu nu mai vrea să dea bani la cantina socială? E simplu. E simplu. Care e răspunsul? Păi ce a făcut și Băsescu, domnule, trebuie să facem stadioane în pantă, bazine de not la prețuri de 7 ori cât în Ungaria și alte chestii de-astea. Păi nu e simplu. Faceți cu mine un pariu că mâine, păi mâine se vor reduce și numărul de personal și salariile. Păi sunt bani de care nu-ți produc nimic ție banii ăștia. Știți care e partea proastă? Câinii vagabonzi. Eu am spus-o elegant, dacă ați înțeles. Lăsați-mă să vă spun și eu ce cred. E părerea mea. Câinii sunt apărați de ONG-uri, de fel de fel de instituții din astea, cu instanțe, cu... Pe oameni, pe oamenii amărâți. Păi cine e apără? Mai spunea cineva, zice, dacă nu le convine să ducă în instanță. Cu ce să se ducă la instanță, dom'le, când ăla n-are după ce bea? Ce vreau să vă spun, că eram senator. Să știți că a fost un scandal monstru în Senatul României și dezbateri grele au fost, că norma de hrană pentru câini era mai mare decât norma de hrană pentru un copil care este instituționalizat sau neinstituționalizat, cum sunt ai noștri. Ce vorbim acum? Dar pentru câini vine Brigitte Bardot și alții și fac scandal la Uniunea Europeană, pentru amărâți ăștia de copii și de oameni ăștia, credeți că cineva pe Tera ar vrea să mănânce de la cantina socială? Eu nu cred. El se duce acolo că nu are altceva de făcut. Că nu are alternativă. Și dacă e și disperarea asta, dacă e și posibilitatea asta de hrană, sunteți de acord cu mine că așa ceva generează ce? Cerșetorie, da? Riscul fenomene antisociale să se transforme în, eu știu, Doamne ferește, criminal sau cine știe ce. Domnule dragă, unele din bunile sărăcii care sunt aduse de sărăcia, furtul, prostituția, crima, sunt rezultate ale sărăciei. Și atunci, ce e de făcut, dumneavoastră? Da, am întrebat pe toți invitații mei. Și majoritatea oameni cu ștaif, politicieni, cunoscuți. Ce e de făcut, dumneavoastră? Ia uitați-vă, vreau să-mi asta statistic. Constituția României. Și vedeți, vedeți că este un articol acolo în care scrie așa, guvernul este obligat să asigure un nivel de trai decent. Și e vreun guvern care nu a fost... Nu. Ați văzut o moțiune de cenzură împotriva unui guvern pentru că nu respectă treaba asta din Constituție? Nu. Prevederea asta din Constituție? Da. Știți ce cred eu? Eu cred că în România încă nu s-a terminat acumularea primitivă a capitalului. Încă mai există ceva difurat de la stat.
Aici este marea luptă. Uitați-vă un lucru, vă spun un lucru paradoxal. Cei mai bogați oameni din România sunt socialdemocrații. În Giurgiu, în județul Giurgiu. Nu sunt aia de dreapta cei mai bogați. Cei aia de dreapta sunt într-un apartament, sunt oameni obișnuiți. Cei mai bogați sunt cei de stânga. Ia uitați-vă. Domnul Mădălău, domnul Cuc, domnul Andrei Alexandru, îi dăm pe toți ce jeepuri au, ce mașini au, ce vile au, ce concedii fac. Și ei sunt de stânga. Da. Așa e. Sunt de stânga. De stânga, da. E, păi, dacă stăm să ne gândim puțin, domnul președinte, eu am impresia că între stânga și dreapta chiar nu există nicio diferență. Că se prevalează aia, că sunt de stânga, da, unii că sunt de dreapta. Dar eu am impresia că interesele lor undeva coincid. Mi-ar place mie să spun acum, doamne, în condițiile în care mi se încalcă dreptul constituțional, da? Să am cui să mă adresez. Nu e pe timpul lui Ceaușescu. Mă duceam la primul secretar de partid și spuneam, uite, doamne, ce zice el. L-am persecut. Acum la cine să mă duc dacă cineva își bate joc de mine? Sunt instituții. Nu, uitați-vă și dumneavoastră. Sunt instituții ale statului unde vă puteți... Care instituții, da? Ce i-a făcut la băiatul ăsta, Pop, și nu știu cum îl mai cheamă, directorul de la pază publică, domnule? Asta, dacă nu-și dă demisia, desfințează paza publică. Și trebuia să nu-și o dea. Și să desfințeze paza publică, să rămână, dacă eu știu câte zeci de oameni pe drumul. Desfința paza. Sigur, domnule, cred în stare de așa ceva, da? Nu cred. Sub cuvânt. Eu păi la cantina de ajutor social, ce face domnul acum? Ce face domnul președinte? Cine îl trage la răspundere pe omul ăsta? Că a zis că legea 208 e facultativă, acum, dacă vrea. Lucru, nu am venit aici nici să-l analizez pe domnul Barbu, nici... Nu, domnule, analizăm societatea. Societatea, domnule președinte. Ați fost senator al României. Dar și poate o să mai fiu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să fiți, din punctul meu de vedere, chiar îmi doresc. Apropo, cât ați fost președinte, cât ați fost senator, da? În ce comisie ați făcut parte? Comisia de buget finanțe a fost, era și secretar. Da? Da. Bă, extrem de interesantă poziție. Normal, erau... De ce n-ați dat bani să faceți podul de la Grădiște? Vă înșelați. Păi hai că mă înșel, dar lămuriți. Deci, dacă vreți să discutați podul de la Grădiște, vorbim și vă arăt interpelările mele făcute în timpul guvernării Boc. Vă dau și răspunsurile unde mi s-a comunicat că s-a terminat studiul de fezabilitate, s-a aprobat hotărârea de guvern indicatorii, da? Până să apuce de pod, au picat. A picat guvernul. Mereu, așa se numea. Da? Și în momentul în care a venit la Ministerul Transporturilor, doamna ministru, fusese europarlamentar, în scap acum cum o cheamă, Ramona Mănescu, bineînțeles că am făcut audiență la dânsa, i-am explicat că e o problemă pentru Giurgiu foarte importantă, da? Și documentele sunt în Consiliul Județean, să știți. Da? Și aici eu trebuie să fiu corect. Că în afara demersurilor mele, a făcut demersuri în același sens și domnul senator Iliescu. Deci, n-am făcut, să zic, echipă că am mers împreună, nu în sensul ăsta. Dar independent, fiecare a acționat pe linia lui. Și ghinionul nostru a fost că doamna Ramona a ieșit PNL-ul de la guvernare și doamna Ramona a fost eliberată din funcția respectivă. A venit un alt ministru, de fiecare dată în România, când vine un ministru nou, un președinte nou, un primar nou, în ce vreți dumneavoastră, toți zic că ce s-a făcut până la el este prost și urăm de la zero. Da? De asta merge România asta așa cum e. Noi nu avem un proiect național. Să zicem așa, domnule, m-a spus asta de autostrăzi mai departe. Noi sunteți finanțist, domnule, economist. Considerați că economia centralizată trebuia desființată? Da. 100%? Sau mai trebuia, eu știu, un 50%? Dacă vreți o părere personală, părere care nu are legătură cu doctrina partidului pe care îl reprezint. Personală, domnul președinte. Eu cred că trebuia menținut, cel puțin în prima parte,
un sector de stat, cel puțin în agricultură, puternic. Părerea mea este că desființarea ISR-ului a fost o crimă. Asta cred și eu. Și fără să stau de vorbă vă cu dumneavoastră. Vă spun, m-ați întrebat. Sentimentul dumneavoastră 100%. Adică, CAP-urile trebuia desființate, că nu puteai să-ți iei oamenii, trebuie să dai pământul înapoi. De-aia au făcut revoluția. La CAP-uri, da. Dar la ISR-uri era pământul de stat. Acum, uitați-vă cine îl exploatează, sunt numai românul, sunt toți sunt arabi și din alte țări, pentru că românii nu au avut capital să... Puțin români. Foarte puțin. Sunt care... Da. Dar noi dacă aveam un sector cât de cât puternic, realizam, cum să vă spun, o concurență sectorului privat, care, da, și mai mult. Și așezam prețurile. Și importurilor. Și importul, că eu cred că decât mămăligă mai avem să importăm din produse alimentare, în rest importăm tot. Și vreau să vă spun ceva. Și vă spun lucrul care este din autoritate publică, de când eram senator. Cea mai mare evaziune fiscală, aici se face în agricultură. Da? Asta este. Că vreau să mă întrebați cine. Sunt grupurile de interese. Dar nu pot să nominalizez pe nimeni, nu-i cunosc, n-am avut treabă cu ei, dar m-aș da Dumnezeu să treabă. Sunteți și dumneavoastră de acord cu politicienii care se plâng de DNA? Eu nu, cum să vă spun, din fericire eu n-am de ce să mă plâng, pentru că sunt printre puținii care n-am dus ar la DNA. M-a ferit Dumnezeu de așa ceva. V-ați ferit singur până la Dumnezeu? Da, da, mi-a dat și minte și putere de muncă să pot să mă apăr. Mi-a făcut, în schimb, doamna fostă prefect Crișunina, 4 plângeri penale. Până acum am primit de la parchet 3 ordonanțe de clasare, că fapta nu există. Și să știți că din ce în ce mă gândesc mai serios să nu o las așa nepedepsită, să-i fac și eu o plângere pentru denunț calomnios. Vă văd din față, nu vă văd din profil, nu știu cum arătați. Nu știu, păi văd, vă sugerez să mă credeți. Văd că dacă ești bun la suflet, bunătatea este luată de prostie. Că numai devreme astăzi am citit un articol la care cred că cu fata asta o să o rezolv. Că am iertat-o de 100 de ori pentru prostiile scrise la adresa mea. Oana Călin se numește. Și o dați în judecată? Mai mult decât sigur. Dacă nu-și retrage, dacă nu retractează acolo. Eu am spus în emisiunea trecută un următorul lucru. Că dacă cineva demonstrează că la mine, când am fost președinte, a fost un referat prin care și eu am refuzat să plătesc o taxă de 100 de lei ca să pierdem 2 proiecte la 2 drumuri județene. Cu ce dată ați plecat dumneavoastră din Consiliul? Deci ultima mea zi din Consiliul Județean este 23 iunie. Pe 24 iunie, domnul Mandu, pe 24 iunie a avut loc ședința de constituire a Consiliului Județean. La ora 11 a fitat. Domnul președinte, credeam că v-am prins și că-i dau dreptate lui An. E, uite că nu pot să-i dau. Într-adevăr, există un referat făcut de domnul Nicu Mardare în data de 27.06.2016. Plecasem de mult de acolo. În care a lui solicită o taxă de 100 de lei, da, să-i fie acordată, reprezentând taxa de avizare deschisă în șa Alexandria pe nume Inspectoratului Poliției Județului Telorman. Având în vedere ce, rugăm să aprobați taxa plată. Adică, ce vreau să întreb eu? De aici încoace, indiferent ce aprobă... Și într-adevăr există ce, numai că... Da, de aici încoace domnul Mina mai aprobă. Orice aprobă, trebuia să aprob eu până să plec. Și peste un an, și peste 2 ani, tot la fel o să fie. Domnul președinte. Păi eu pe 27, dacă referatul are data de 27... Hai să vorbim despre... Viza de control preventiv, din ce dată e dată? Vă rog frumos, uitați-vă. Iisus. Consiliul Județean, nu știu ce, control financiar preventiv, 2706. Bun, cum puteam eu să aprob pe 27 când noua conducere a fost instalată pe 24? Da. Iar ultima mea zi de lucru a fost 23 iunie. Și mă face pe mine mincinos sau incompetent? Nu. Haideți să vă spun ceva. Nu știu dacă știți, eu sunt acționat în instanță de domnul primar. O să-i fac și eu același lucru. Și nu, nu, nu. Nu se face așa ceva. Dar cum? Dar atunci cum o fac eu pe fata asta? Să, cel puțin... Eu zic să aveți o discuție cu ea, da, să am avut, păi am avut până acum nu știu câte discuții. A zis că mănâncă și ea o pâine.
Înseamnă că v-a explicat destul de clar că dacă dumneavoastră o dați în judecată, ea mănâncă o pâine, este undeva... Păi să mănânce o pâine pe imaginea mea, să-mi terfelească imaginea și... Găsiți dumneavoastră o cale să... Nu vă văd în stare să dați în judecată pe nimeni. Da. Deci ce trebuie să recunosc? Că n-am dat pe nimeni în judecată și n-am făcut în viața mea o plângere penală. Nici nu face. Dar dacă tot se merge în ritmul ăsta, trebuie să-mi iau măsurile. Păi știi ce o să crede lumea? Ce să crede? O să crede că au dreptate dacă nu iau niciun fel de măsură. Uite, dom'le, nu e adevărat. Uite, eu am spus acum că nu e adevărat. Ce am demonstrat? Dar să scrie în ziar acolo că îi pare rău și să retragă articolul. Oana, te rog frumos, scrie că îți pare rău. Nu, trebuie să vă rugați dumneavoastră de ea. Îmi pare rău că n-a venit dumneavoastră într-o astfel de discuție. Asta e... Și, dar vă rog eu, nu se procedează așa. Să știți că, vorbind de presa giurgiuveană, o secundă nu mai vă spun un lucru. Eu cred că colegii mei trec prin niște situații extrem de delicate. Dacă orașul ăsta ar fi fost un oraș industrializat, fix că niciunul dintre noi nu trebuia să laude pe vreunul declimentul altuia. Păi cum, domnule, în 2013 n-a ieșit domnul Barbu și a spus că a înființat 14.000 de locuri de muncă în județul Giurgiu. Care alea 14? Păi atât, dar ați uitat? 7 sau 14, câte au zis? Vreți să vă spun eu că în condițiile date toți giurgiuvenii erau salariați. Știți ce s-a întâmplat? S-a desființat DGSPGC, s-a înființat transferul dintr-o parte în alta oamenilor, a fost considerat drept noi locuri de muncă. Ia să lăsăm chestia asta, vorbim de lucruri serioase, uite aici, lucrări nefinalizate la clădirea spitalului vechi, da? Și începem. La demisor, lucrările sunt executate în proporție de 10%. Instalație electrică, instalație sanitară, instalație termică, tencuieri, vopsitorii, uși, ferestre, PVC. Sala veche de operații, cu anexele sale și demisorul aferent, nu este prevăzută a se reabilita. Ce spuneți despre lucrul ăsta? Mai trebuie să mai explic o dată, înseamnă. Nu încă o dată, acum. Acum, păi am mai explicat, de nu știu câte ore. Domnule, eu vă întreb. Domnule Mandu, proiectul inițial la clădirea veche era un proiect de consolidare a clădirii și de reabilitare a clădirii. Nu mai spun cine era cu structura acolo, că este vicepreședinte la PSD. Și unul dintre oamenii de frunte ai. Nu, Marciu? Nu dau nume. Nu dau nume. Nu e Marciu, dar nu, dacă mai puneți întrebări, trebuie să intru cu dumneavoastră în dialog. Nu e corect din partea mea. Ca să câștige licitația, a făcut o ofertă, de la un moment dat nu mai avea resurse, nici gletul să-l pună pe pereți, să termine lucrarea. Atât de mică a fost oferta, da, ca să câștige? Da. Și după lungi tergiversări, anul trecut, l-am convins să rezidem de cu bun acord contractul. Și au rămas așa, 3 saloane au fost reabilitate pe contractul ăla și reabilitate corect, cum scrie cu, la carte, după proiect. Și nu mai puteam eu un nou proiect pe care l-am elaborat să mai refac încă o dată, să mai modernizez încă o dată saloanele alea. Da? Și pe nou proiect am pus accentul pe consolidarea clădirii. Și bineînțeles, pereții care erau degradați și a trebuit să-i consolideze, a trebuit să facem o altă proiectare. Da? Saloanele care erau adiacente cu pereții ăștia exteriori n-au putut să lucreze pe ele pe vechiul proiect. S-au lucrat acum. Și era normal ca unele saloane să fie în lucru pe al doilea proiect, altele terminate, unde se desfășoară activitatea cei de la neurologie. Deci era normal să fie așa. Că nu s-a făcut nu știu ce toaletă, domnul Mandu. Acum, ca să fie acreditat, trebuie să ai toaleta în salon și dușul. Lucru care s-a făcut și există la fiecare salon. Da? Ce a spus că nu s-a mai făcut? Acoperișul, vă mai spun eu, acoperișul. Așa, calea de acces pentru persoanele cu dizabilități nu este refăcută în conformitate. Nu, dar este în proiect și se lucrează, da? O să o facă. Da? Este în proiect. Altceva. Așa. Tâmplăria PVC nu este schimbată. Este, deci nu e schimbat. Se lucrează, în proiect există, da? Instalația electrică nu este executată în totalitate. Nu este executată. Dumneavoastră, ascultați-mă un lucru. În momentul în care faci un proiect, nu eu, eu sunt economist, altul poate să fie jurist, domnul Mina e profesor, da? Eu am chemat un proiect, un institut de proiectări, ei au făcut o expertiză, da? Că nu poți să faci consolidare fără expertiză. Sunteți de acord cu mine, da?
Și proiectanții au spus ce avem de făcut. E simplu. Da? Proiectul ăla nu se uită pe el și medicii de specialitate, că uite, spre exemplu, instalația de oxigen folosită la patul bolnavului nu este prevăzută în proiect. Dar în legătura astea sunt dotări, dragă, la spital. Și dotările se iau, dacă sunteți aparatura medicală, se ia cu finanțare de la Ministerul Sănătății, cu cofinanțare de la Consiliul Județean. Nu uitați că tot, eu în fiecare, aproape în fiecare ședință am informat acolo că am dat cofinanțare, legea mă obligă să dau cel puțin 5%. Și am dat cofinanțare între 20 și 25%, știți de ce? Știți de ce? Dacă le spuneți oamenilor ce înseamnă cofinanțare. Adică partea din niște bani puși de Consiliul Județean. Așa. Da? Pentru că în felul ăsta, când la nivelul ministerului, când s-au alocat fondurile pe județe, aveam ce dătea cu finanțare mai mare. M-a învățat și pe mine cineva de la minister. Dacă ai cu finanțare mai mare, ai șanse mai mari să obții finanțare de la minister. Da? Și toate aparatele pe care eu le-am achiziționat, nu știam ustățea de ele. Lista mi-a făcut-o unul dintre cei doi directori. Odată mi-a făcut-o domnul Mihai Petre și am pus în listă ce a zis domnul Mihai Petre, a doua oară doamna Dinu și am pus în listă ce a zis doamna Dinu. Și mamograful? Și mamograful este pus și el în listă. Da? Vă spun eu, este pus în listă și are cofinanțare. Dar vreți să vă spun ceva? Nimeni din personalul medical al spitalului n-a spus că mamograful ăla e necesar la Giurgiu. Păi și cum ați descoperit că e necesar? Nu știu, a fost o acțiune de mediatizare a acestui mamograf, da? Și într-o ședință a venit peste mine o parte din presă și am promis la presă că mă ocup special de eu de problema asta. Ați uitat? Nu, păi atunci mai mă întrebați. Dar să știe oamenii, eu știu, dar oamenii... Tot așa a fost și cu... cum se numește... unde se tratează, unde se duc cei de bolnavi de cancer, la oncologie. Oncologie. Tot așa, a venit cineva din presă la mine și mi-a zis, domnul Sățea, dumneavoastră ați zis că n-au pe ce să stea oamenii. Da, am văzut. Cristina Rutaru v-a spus. Da. Și am schimbat mobilierul, fotoliile, scaunele, am dat bani, s-a reabilitat clădirea. Am fost foarte deschis la orice propunere. Domnul Mandu, știți ce vreau eu? Când se termină mandatul domnului Mină, sunt date în contabilitate. Să scoatem câți bani s-au dat la spital pe timpul când a condus Mustățea Consiliul Județean și câți bani a dat domnul Mină. Îndrăznesc să vă spun ceva. Credeți că și așa a zis că... Credeți că mă interesează pe cineva? Păi eu cred că interesează. Vreți să vă spun un secret? Că mie... Disputa asta, practic, eu nu o consider o dispută între dumneavoastră și domnul Mina. Domnul Mina probabil s-a speriat, el a început de drum, neștiind cum stau lucrurile, probabil i-a alimentat cineva temerea asta, ascultați-mă mai puțin. Și a avut o ieșire din asta înainte de a sta de vorbă cu dumneavoastră ca să vă edificați, să vă clarificați problemele astea. Eu consider că dacă dumneavoastră ați fi stat de vorbă cum stați de vorbă cu mine acum cu domnul Mina, domnul Mina nu ieșea public să facă asta. Dar dumneavoastră nu vedeți ce sfătuitor are acolo. Mai ales că dumneavoastră am înțeles că sunteți și parteneri într-o oarecare formă în partidele decât formală. Din punctul meu de vedere este formală. Dar nu pot să fiu partener și în loc să fiu chemat și să stea de vorbă cu mine, iese în conferință de presă și de... Dom'le, dacă făceam o prostie acolo... Domnul Mina e tânăr. Nu e tânăr. La 40, trebuie să-i acordați la 40 de ani... E tânăr, domnule. Auziți, la 40... E tânăr și vă spun eu, e un lucru, nu se poate numi de joacă. Știți la ce mă gândesc acum? Cine a fost premier la 40 de ani? Cred că Roman. Petre Roman. Da. Și? Păi, deci e tânăr. La 40 de ani ești tânăr. Ce a făcut Petre Roman ca premier? Nu știu, domnule, ce a făcut. Asta o să stabilească istoria ce a făcut. Nu. Dar eu vă spun așa, nu ești tânăr. Sunt miniștri la 26-27 de ani. Am avut în România ministrul de finanțe. Încep deja să mă enervez. Te rog eu să mă crezi. Păi, dar nu, păi de-aia merge țara asta așa. Dacă ești tânăr și nu știi... De ce merge țara asta așa? Dacă nu ai toate abilitățile... Știi ce îmi spunea Tudorel Țone, da? Îl cunoașteți pe Tudorel Țone. Știți, domnule, de ce merge? Tudorel Țone vă apreciază foarte mult, pe cuvântul ăla, vorbesc serios. E prietenul meu și... Îmi spunea un lucru. Vă spun și dumneavoastră, spunea așa, zice, băi, este un lucru extraordinar de bun ce se face la noi la țară.
Că ne-au adus ăștia apă, canalizare, WC-uri acum în casă. Zice, mă, dar la noi populația este foarte îmbătrânită. Au niște pensii cum aveau oamenii de ce aveau. Din ce plătesc ei binefacerile astea, că tot la WC-uri... Deci să vă spun eu care este cea mai mare hiba noastră. Deci în țara asta merge. Vă spun o părere personală. Păi personală, da. Să știți că, din punctul meu de vedere, nu criza economică este de vină. Criza care distruge România este criza morală. Dom'le, frumos spus. Noi ne-am uitat omul. Noi acum când vorbiți, când îi vezi, când ies undeva în public, vorbesc de fiare, de drumuri, de clădiri. De... Dar omul unde este? Hey, a uitat omul. Toți, toate guvernele. Tot ce înseamnă toți primarii, toți președinții. Dom'le, a uitat de om, domne. În centrul activităților nu este omul. Care ar trebui să fie prima preocupare. Prima preocupare. Dom'le, că mă întrebați unde să vă duceți dumneavoastră. Păi acum avem un set de legi, avem declarația drepturilor omului. Da? Libertățile fundamentale ale drepturilor omului trebuie să fie ca o Biblie să o respectăm. Asta este, domne, hiba noastră acum. Da? Știi ceva? A spus una... Mi-a spus să vă spun un... singurul politician care a spus lucrul ăsta. Nu mă dau eu că nu sunt eu politician. Nu, eu mai mult sunt, credeți-mă, eu am încercat să-mi fac treaba mai mult ca un tehnocrat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am pregătirea necesară, am îndeplinit și mai multe funcții care m-au ajutat să exercit și funcția asta de președinte de Consiliul Județean. De ce vă doriți să mai fiți senator? Pentru că trebuie... Sunt lucruri care nu se fac. Încă trebuie credeți să că puteți acolo. Schimba regulile jocului? Dacă nu crezi că poți să le schimbi, mai bine ce să facem? Să plecăm din România toți? Nu se spun niciodată că mă duc în Senat ca să fac canalizări, drumuri și că nu, în Senat sau în Parlamentul României nu faci așa ceva. N-ai cum. Iar dacă te-a pus să te ocupi, că eu mă îngrozesc când aud, s-a dus, nu știu care, nu îi mai dau nume, că nu e frumos, și a adus nu știu câte miliarde, 100, 1000 de miliarde pentru județul Giurgiu. Dar cineva înțelege că a făcut un denunț sau un autodenunț când spui că m-am dus? Pentru că noi, la noi, în România, nu există legea lobby-ului. Da? Când se duce un parlamentar și aduce bani, înseamnă că a făcut un trafic de influență. Sigur că. Nu vă oripilează lucrurile astea? Și ei spun la televizor. Unuia dintre ei a spus, bă, vezi că purtătorul tău de cuvânt, deci nu dau nume, are ceva cu tine, cred că vrea să-ți ia locul. De ce? Păi tot este la televizor și spune, a fost șeful și a dus și a făcut și a dus. Fii atent. Știi ceva? N-a mai spus așa ceva din momentul ăla. Purtătorul de cuvânt n-a mai ieșit cu astfel de gogoși pe televizor. Considerați că sunteți Inalde. E un partid tânăr. A demonstrat că poate, cel puțin la nivelul județului Giurgiu, nu știu care e situația partidului la nivel național. Am urmărit de curând o emisiune TV unde îi se aduc niște acuze domnului Tăricean. Eu acum vorbesc ipotetic ceea ce spun. Dacă, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva domnului Tăricean, ce șanse credeți că mai are Alde? Mai aveți alt lider care să reînlocuiască pe domnul Tăricean? Deci, credeți-mă, este o ipoteză nerealistă. Aș vrea să cred că nu e real. Dar dacă... Deci nu mă gândesc la așa ceva, că este imposibil să fie așa. Dar un alt lider în afară de domnul Tăricianu la nivelul dumnealui are partidul? Care să preia? Eu nu vă spun decât mai mulți lideri care au plecat din PNL și sunt acum acolo. Care sunt? De exemplu, Varujan e un mare lider. Varujan era unul dintre cele mai frumoase și cele mai competente voci din Senatul României. I-am citit poeziile. Lasă poeziile. Eu vă spun, a fost și ministru de finanțe. Știu. Da? E un om, el e economist de bază, la bază ca profesie. Un om extraordinar, vreau să vă mai spun. Sunt mulți. Niciodată să înțelegem un singur lucru. Niciodată un partid nu duce lipsă de personalități.
Că unele sunt de un calibru mai mare, altele de un calibru mai mic, este cu totul altceva. Veți reuși să depășiți pragul electoral? 100% l-am depășit la locale. Unde, s-a votat, unde noi am fost dezavantajați de faptul că a fost pentru prima dată când s-a candidat sub sigla ALDE, deci nu se cunoștea sigla, a trebuit să o implementăm. Doi, ne-am luptat cu o mașinărie a primarilor. Primar care acum la generale nu o să mai aibă aceleași interese și aceeași determinare pe care au avut-o atunci când au candidat pentru ei. Și după cum bine se știe, la generale se votează mai mult doctrina și partidul decât oamenii. În momentul ăsta, credeți că ALDE Giurgiu are oameni mult mai valoroși decât PNL Giurgiu? Să zicem, pentru că sunteți amândouă. Eu nu vă spun decât atât. Da? Solicitați domnului Petru, președintele nostru, să vă dea lista biroului politic județean și solicitați domnului Gheorghe Ștefan să vă dea lista de la PNL. Și comparați-i dumneavoastră. De ce să fac o comparație? Compar cu foștii mei colegi. Că de fapt suntem aceiași, colo și colo. Deci știți care e singura diferență? Care? Că aici la ALDE sunt adevărații liberali. Acolo, dincolo, au rămas PDL-ul, nu mai e PNL-ul. Da. Acum. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău că timpul a zburat aproape până simțite. Sincer vă spun că nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Mi-ar place să-l am pe domn președinte, nu o oră, două ore, că avem noi ce să vorbim. Dar, din păcate... Din păcate, eu am venit să discutăm niște teme concrete de județ și m-ați dus în niște teme ideologice care nu... Domnul președinte, vreți să vă spun ceva? Și cu asta chiar închei și le mulțumesc telespectatorilor pentru răbdare. Am urmărit emisiunea pe care ați avut-o cu colegul meu ca simplu telespectator. Ați folosit termeni din ăștia de specialitate, pe care oamenii de rând îi numesc pompieristici. Nu se recunse. Știți ce au înțeles, știți ce au înțeles noi, oamenii? Că fondurile europene cu un proces transfrontalier mezozoic, mesopotamic, ați fost mult mai pragmatic. Și mai realist acum și oamenii au înțeles ce ați făcut dumneavoastră, deci, și ce nu ați făcut și care au fost motivele care nu v-au dat posibilitatea. Permite să vă contrazic? Contrazice. Să știți că în activitatea mea politică și profesională am făcut foarte multe întâlniri, nu numai în Giurgiu, unde să zicem că la oraș oamenii au un nivel de pregătire mai înalt decât la țară, dar am făcut multe întâlniri la țară, inclusiv pe fonduri europene. Te înșeli. Oamenii nu mai sunt ca 90. Sunt 90 nu e adevărat. Nu e adevărat. Oamenii, nu știți ce vor să afle oamenii de la dumneavoastră? Te înșeli. Oamenii vreți să vă spun eu ce vor să știe oamenii de la noastră? Vor să știe următorul lucru. De ce nu mai când vor avea servici? Când vor avea ce să le pună pe masă copiilor? Când nu ne va mai fi teamă de ziua de mâine? Că, sincer, acum, pentru asta vă aleg, domnule președinte. Nu vale ca să le spuneți dumneavoastră de fonduri europene, de proiecte transfrontaliere pe care nu le înțeleg. Oamenii nu înțeleg de ce trebuie să luăm de la Europa când noi am avut tot. Îmi permis să vă contrazic încă o dată. Contraziceți-mă, domnule președinte. Uitați, când am fost și am făcut un... Eram prefect atunci, am făcut un circuit în fiecare localitate din Giurgiu, întâlniri cu cetățenii, să-i conving că ce înseamnă proiectul fermier, să acceseze fondurile europene și să-și facă fermă. În prima fază a fost exact cum spuneți dumneavoastră. Adică mă întreba și mie, cine vine să-mi vândă produsul? Păi eu fac, dar cine, unde îl vând? Și când am văzut că n-am fost înțeles, am mai făcut odată circuitul ăsta. Și vreau să vă spun că o parte din oamenii care sunt acum fermieri sunt cei care atunci s-au apucat de fermă. Și le-am spus tuturor atunci, cine vrea să facă, unii spuneau, da, noi că nu-mi dăm mie, că eu sunt cu primarul, așa, și nu o să-mi dea adeverința aia, nu știu ce. Și le-am spus la toți, cine întâmpină cea mai mică greutate, cine cea mai mică piedică, veniți la mine și vă rezolv eu problema. Și au venit oamenii. Știți câte probleme au oamenii ăștia care au făcut doamne proiecte pe fonduri europene? Nu știu. Cum adică au probleme? Nu au probleme. Domn,
Au probleme mari. Au probleme numai dacă nu au utilizat. Pentru că noi suntem mai catolici decât papa și am făcut niște legi din astea care contravin și bunului simț, nu, faptului că îi omor pe oamenii. Iarna a cumpărat tractor. Tractorul ăla e scris că trebuie să-l folosească numai pentru arat. Dar tractorul ăla trebuie să producă și îl duce la dezăpezir. Au făcut referate. Nu știu. Asta de ce? Deci aici, de ce trebuie? Da. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Îi mulțumesc și domnului președinte și îmi rog să mă ierte dacă l-am supărat. Nu m-ai supărat că considerați oamenii fără pregătire și nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, vă înșelați. Nu. Eu vă spun, vă înșelați. Oamenii știu mult, sunt pregătiți și să nu credeți dumneavoastră. Da, aia votează așa cum votează, că sunt foarte pregătiți. Da, doamnelor și domnilor, încă o dată, bună, o seară bună vă doresc. Să dea Dumnezeu săptămâna viitoare să ne reîntâlnim și îmi doresc sănătoși. Până seara!